Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Vă propunem astăzi un subiect care aduce în discuție sfera științelor medicale și reflexia și viața spirituală creștină. Ne-am gândit să facem o astfel de dezbatere pentru că există deja pe piața de carte din România numeroase titluri care încearcă să prezinte sub diverse forme confluența dintre cercetarea științifică din lumea medicală și spiritualitatea în general și, în mod particular, și spiritualitatea creștin-ortodoxă, cea care ne interesează în mod special. Există mulți autori, există multe proiecte în diversele încercări de a armoniza viața științifică cu rezultatele ei și viața de credință cu experiențele ei. Ne-am gândit să discutăm despre acest lucru și pentru faptul că spiritualitatea creștină nu poate lipsi din sânul științelor medicale, cum nici credința și virtuțile de pe urma ei nu pot lipsi din personalitatea unui medic, dar nici cunoașterea științifică nu poate lipsi din interiorul reflecției teologice, câtă vreme tot ceea ce descoperim este într-o strânsă legătură cu însăși lucrarea lui Dumnezeu în lume. Și pentru acest subiect ne-am gândit să invităm pe cineva care este foarte familiarizat cu universul științelor medicale și cu o competență imposibil de tăgăduit, confirmări internaționale numeroase și care, de-a lungul timpului, a și păstrat un interes, o preocupare atentă cu privire la viața creștină. Este vorba despre domnul profesor Irinel Popescu. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Domnul profesor Irinel Popescu are foarte multe experiențe, titluri de confirmare a activității științifice, dar domnia sa ne-a spus că cea mai bună prezentare ar fi în calitate de profesor universitar doctor la Institutul Clinic Fundeni. Domnule profesor, mă bucur că ați acceptat mai întâi această discuție în contextul acesta complex al societății deschise cumva spre experiența vieții spirituale și care astăzi, spre deosebire de acum 20-30 de ani, nu refuză totuși un dialog între științele medicale și spiritualitatea creștină. În spațiul românesc, în spațiul european, lucrurile n-au fost tot timpul așa. Astăzi există astfel de preocupări și mă gândesc că punctul de plecare cel mai potrivit pentru discuția noastră ar fi acela că dumneavoastră deja sunteți angajat într-un program al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, un program de master care se numește Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă, unde aveți și un curs pe care îl predați unui grup de studenți care nu au toți formație teologică sau medicală, sunt cu mai multe profiluri intelectuale. Cred că e un punct bun de plecare la drum în discuția noastră și vă rog pentru telespectatori să povestiți în câteva cuvinte această experiență nouă pe care o aveți de a preda, iată, date care țin de științele medicale și de sfera vieții creștine. Da, sigur, deci de la bun început trebuie să spun că predau acest curs din perspectiva medicului, celuia care a făcut o facultate care ține până la urmă de sfera științelor și că primul lucru pe care îl spun studenților când încep acest curs e că atunci când cineva are o problemă medicală trebuie să apeleze la medic. Și asta, pentru că așa cum ați spus, medicul ca atare, încep cu asta, știm bine din Vechiul Testament, nu acea carte a lui Iisus, fiul lui Sirah, care face parte din Vechiul Testament, din Biblia ebraică, din așa numitele scrieri, în capitolul 38 vorbește foarte mult despre medic și așa și spune, respectă-l pe medic că și pe el tot Dumnezeu l-a făcut, iar lucrarea lui este lucrarea lui Dumnezeu. În sensul ăsta și în context ar fi
o mare greșeală și ar fi păcat pentru un om bolnav să renunțe la marile cuceriri ale științei, pe care, dacă le înțelege din această perspectivă creștină, trebuie să înțeleagă că îi sunt de folos. Ele tocmai de aceea au fost făcute ca să-i fie folositoare. În același timp, sigur că ați menționat relația asta între știință și religie, care de-a lungul timpului a evoluat de o manieră care și pe mine m-a interesat foarte mult și despre care am mai scris și la care reflectez în continuare, pentru că percepția actuală, atâta cât o înțeleg și atâta cât m-am putut documenta, este că de fapt nu există nicio contradicție între știință și religie. Nu înțeleg de ce la un moment dat, sau poate, mă rog, au fost, eu știu, alte interese la mijloc, s-a încercat a se delimita una de cealaltă și chiar a le pune pe poziții antagonice. Asta mai ales în secolul XIX, odată cu Darwin, în sfârșit, nu numai cu Marx, poate s-a considerat că religia ține de o zonă obscurantismului antiștiințifică și invers. Științele sunt cele care demonstrează tot. Un savant e un om de știință și nu trebuie să aibă nicio legătură cu religia, sau aproape niciuna. Ori, întâi, numai dacă partea asta o studiem, ne convingem că foarte mulți dintre mari oameni de știință au fost religioși și chiar practicanți și au chiar scris, începând cu Newton, dacă îl iau, cel pe care eu personal consider cel mai mare savant al tuturor timpurilor, Newton a avut scrieri religioase. Nu cele mai indicate din punctul nostru de vedere, era cumva antitrinitarian, probabil că știți mai bine decât mine lucrul ăsta, dar îl preocupa religia. Și de aici ajungem la faptul că nimeni nu neagă din contră, avem nevoie de cuceririle științei. Eu însumi, cum spuneam, vin dintr-o facultate cu profil științific și m-am format în acest spirit. În același timp, după cum a observat Alexis Carrel, nu numai el și alții, omul are nevoie de ceva mai mult. Chiar dacă înțelege fizica, marile descoperiri ale fizicii, partea științifică, ființa umană simte nevoia de a se desprinde, de a ieși puțin din sfera asta materialistă și de a aborda lumea spirituală. Și aici, bun, ajungem la religie, aici vă spune chiar religia este la ea acasă, în fond, natura religioasă a omului despre care a vorbit și Mircea Eliade și mulți alții e un lucru bine cunoscut și dorința omului de a se desprinde de lumea materială și de a atinge această lume spirituală este una firească. Iar descoperi și această tendință modernă de a arăta că știința și religia nu sunt antagonice atinge unor forme interesante. Am mai dat de câteva ori acest exemplu al poveștii abatelui Leometru, pentru care am un infinit respect și mai ales curajul și persistența, perseverența cu care și-a susținut teoria, luată puțin în derâdere la început, dar și faptul că atunci când s-a dovedit că este o teorie exactă și Papa de la acel moment, cred că Pius al XI-lea a vrut să spună că iată s-a dovedit în mod științific existența lui Dumnezeu, l-au făcut pe Leometru să reacționeze, se spune sanctitatea voastră sunt lucruri diferite, să le lăsăm să fie diferite și să nu le amestecăm. Ori această separare a lumii materiale de planul spiritual, știți că aici putem filozofa la infinit. Există un monism materialist care spune că și spiritul provine din materie. În sfârșit, nu cred că ajungem nicăieri. Cum spuneam, omul simte la un moment dat nevoia să se desprindă de grijile materiale, de cele de zi cu zi, să evadeze într-o lume superioară, după mine, în cea spirituală și ar fi bine să le lăsăm separate, așa cum și abatele Leometru l-a rugat chiar pe papa de la vremea respectivă și așa cum au făcut-o și mulți oameni de știință adevărați, care între experimentul de laborator, care dovedește clar niște lucruri, și spiritualitatea de care au ei nevoie, știu să facă, această distinție. Da. E un accent foarte important și mă bucur foarte mult că vine din partea dumneavoastră, având această experiență științifică, pentru că și cei din sfera teologică, acelora care reflectează la teologie și la textele Sfinților Părinți,
au simțit pericolul acesta de a le însăila, de a le coase cu forța într-o corespondență extraordinară și exemplul pe care l-ați dat cu abatele Lemaître este extraordinar pentru că el a rezistat, de fapt, tentației care ar fi putut să-l copleșească de a fi creștin, asta era, și descoperitorul dovezilor celor mai tari cu privire la creația lui Dumnezeu și a rezistat aceste tentații tocmai pentru că era și competent din punct de vedere științific și era și competent din perspectivă spirituală și a simțit că ele nu sunt același lucru, deși poate că una se sugerează prin cealaltă, dar una este sugestia sau icoana și alta este realitatea, care e foarte diferită. Da, și dacă îmi permiteți aici, pot să încerc să creionez un exemplu chiar din Evanghelie și din viața lui Iisus și din existența acelui apostol care se numea Toma. Pentru Toma, probabil că toate trebuiau demonstrate. Ori Iisus a vrut să-i spună că noțiunea de credință, termenul ca atare, nu implică demonstrație științifică. Deci cine nu realizează lucrul ăsta înseamnă că nu înțelege sensul spiritualității și credinței ca atare. Credința e credință. Deci aici n-ai nevoie de demonstrație, dar te duce într-o lume care sub raport sufletesc din punct de vedere afectiv și spiritual e o lume superioară. Absolut, da. Și de aici cumva experiența credinței care este un alt tip de cunoaștere care nu se construiește pe un raționament logic și exact, tot timpul. Exact. Da. Fără să negem însă importanța celor care se construiesc pe raționament logic și a beneficiilor pe care oamenii le pot avea. Tocmai asta este paradoxul și experiența extraordinară a credinței care valorifică tot ceea ce este în cunoaștere. Absolut. Fără ca ea să rămână strict determinată de acele realități. În ideea aceasta am și dorit să cumva să ilustrăm pentru telespectatori câteva din încercările despre care ați vorbit. Aceste încercări dinspre știință de a formaliza până la urmă legătura clară, evidentă între spațiul credinței și spațiul științei cu referire strictă de data aceasta la domeniul medical. Aici avem o lucrare care a încercat în anii 80, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 să ofere consacrare maximă vizibilitate unui termen. Autorii erau îndrăgostiți de acest termen, bioteologie. Și la un congres internațional s-a vorbit despre acest termen, s-a propus acest termen în ideea de a oferi un punct de început, un start pentru toate cercetările biologice cu instrumentar de biologie moleculară care să investigheze transformările specifice credinței. Și autorii după acel congres au mai scris câteva materiale, dar totul s-a sfârșit brusc pentru că lumea medicală, lumea științifică și lumea teologică n-au receptat această propunere. Da, dacă vă aduceți aminte, m-ați invitat pe vremuri la o conferință la Iași. Da. Și în acea conferință am abordat cumva lucrările lui Bruce Lipton, care a scris despre biologia credinței. Da. Poate că la vremea respectivă eu însumi eram tentat de a face cumva un fel de joncțiune între cele două, după care m-am lămurit că nici ecourile lor nu sunt importante și că mai ales exagerările care se pot face pe această temă pot să cadă cumva aproape în ridicol. Ajung în ridicol și ajung să fie respinse și de onestitatea științifică și de experiența credinței. Exact. Sunt izolate cumva. Exact. Da. A doua încercare sunt planșele 2 și 3. E una mai consistentă, să spun, din punct de vedere al vizibilității, pentru că cel puțin la plecarea la drum a avut și câteva studii și cercetări. Este vorba de conceptul de neuroteologie pe care Andrew Newberg, un autor din spațiul american, l-a propus și aici vedem două dintre încercările acestui autor, Newberg. Mai întâi cu o lucrare în care dorește să formalizeze acest areal, principiile neuroteologiei,
și la aproape 10 ani distanță, o a doua carte care folosește din nou această sintagmă și rog pe colegi să pună și planșa a treia, iarăși conceptul de neurotologie, un fel de a doua încercare a autorului de a statua, de a consacra acest termen. De data aceasta o cercetare dinspre zona neuroștiințelor, a neurologiei și a științelor creierului, da? Cu privire la viața spirituală. Deși lucrarea aceasta este apărută 2010-2009, nici această încercare n-a avut succes, pentru că e foarte ușor de observat cum anume un anumit domeniu are sau nu succes după numărul de articole științifice publicate după astfel de deschideri, dacă autorii preiau acest termen, dacă discută, dacă recunosc un alt real sau nu. Și nici această încercare, ca și cea dinainte a bioteologiei, n-a avut succes în lumea medicală. Și ambele sunt caracterizate exact de ceea ce spuneați dumneavoastră, o anumită corespondență strânsă între experiența religioasă și anatomia și fiziologia umană. Strânsă, dar forțată până la urmă, da, tocmai. Da. Și poate că unii se simt atrași de această idee de a demonstra că există Dumnezeu, că funcționăm teologic pe baza existenței unor anumite structuri nervoase. Atât doar că, pe de parte, cum spuneți, ecou-ul n-a fost foarte puternic, pe de altă parte, dacă nu înțelegem acest lucru în dualitatea lui, gândiți-vă la dualitatea lui Iisus, nu? Dumnezeu și om în aceeași persoană. Sau la dualitatea luminii, până la urmă unii au făcut și analogii, corpuscul și undă. Și dacă nu înțelegem că cele două planuri sunt distincte și încercăm să le amestecăm și să le unim în mod forțat, atunci dispare posibilitatea de a înțelege întreg conceptul și întreg sistemul care ne permite să funcționăm. Un creștin practicant e un om care ajunge la acea pace interioară care îi permite să funcționeze înțelegând în întregime religia pe care o și practică. Atunci când vrem să, forțând nota, să ajungem la juncțiuni cu alte zone care sunt ceva diferit, sunt altceva, riscăm să nu mai înțelegem și ieșim din înțelegerea întregului concept. Asta e. Există o sumă întreagă de rezultate și e bine să le spunem și mai ales dumneavoastră să le spuneți telespectatorilor, aceste dovezi ale credinței în spațiul medical de felul miracolelor sau a calității vieții care se resimte de pe urma calității vieții spirituale. Da, aici ajungem la noțiunea de miracol și pe de o parte ele există. Eu pot să vă dau un exemplu recent și vorba chiar de o colegă de generație, medic fiind, a venit cu o ascită de cauză neprecizată, crezând că și la vârsta asta e finalul pe o carcinomatoză peritoneală, era explicația cea mai plauzibilă. Și s-a explorat abdomenul, s-a văzut că nu era vorba de niciun cancer abdominal, cu atât mai puțin de carcinomatoză, dar tot nu ne-am lămurit care e cauza ascitei și pentru că a făcut o infecție cu COVID a trebuit să plece acasă și când a revenit nu mai avea ascită deloc. Dar n-avem o explicație nici de ce a făcut, nici de ce a trecut. Asta la o scară mai mică. Au fost miracole mult mai mari, începând cu cel remarcat de Alexis Carrel, cu acea vindecare miraculoasă și care nu e singura. Aici ieșim din sfera cunoașterii științifice și de asta religia păstrează sau are această noțiune care se cheamă taină. Nu înțelegem tot. După mine, universul e mult prea complex, inclusiv biologia umană. Bolile au atâtea lucruri care ne scapă, încât ar fi, pe de o parte, o aroganță, pe de altă parte, ar fi ceva contraproductiv să credem că le înțelegem pe toate și că le putem rezolva pe toate în sensul cunoașterii științifice propriu-zise. Sunt unele lucruri, ele sunt rare, că de asta se și cheamă miracole, că dacă ar fi făcute constant, atunci n-ar mai fi. Dar atunci când sunt, ele există. Și asta iarăși ne transpune într-un alt
plan în care singura explicație rămâne cea de ordin spiritual. Forța unui discurs care vine dinspre teologie sau dinspre știință cu un astfel de tablou în care lucrurile sunt foarte bine legate e mare la nivelul publicului larg. Oamenii își doresc astfel de legături strânse pentru a avea, nu știu, un ajutor pentru experiența credinței, pentru că dacă cineva prezintă lucrurile în zona aceasta a tainei și cineva vine și spune vă explic eu cum stau lucrurile, cred că al doilea discurs are mai mult impact și mai mult succes. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, însă până la urmă teama pe care o am și pe care m-am exprimat înainte, că dacă încep să le mixez în felul ăsta, din păcate nu mai înțeleg exact întreg conceptul care îți permite să funcționeze. Iată, sunt multe lucruri din creștinism care arată că dacă le urmezi ca atare, până la urmă poți să-ți urmezi viața, să funcționezi și să fii tu însuți omul spiritual, omul care vrea să se înalțe și care vrea să atingă un anumit ideal. Dacă nu, dacă încep să le amesteci și chiar poate atras de ideea, uite, s-a demonstrat asta științific, care poate fi o idee atractivă, dar în momentul în care încep să le amesteci, după mine, până la urmă, în final, nu vei mai înțelege nimic și nu vei mai înțelege sensul acelui mod de a funcționa în cadrul unui sistem. Mi se pare extraordinar de provocator pentru cineva care e un proiect de viață, care are nevoie de grijă să fie cultivat, să a păstra curiozitatea, dorința de înțelegere, spiritul de cercetare, de investigare, care să adâncească realitatea pe culoarul științei și în același timp să știe să închidă în unele momente acest capitol pentru a se expune experienței de taină a credinței în rugăciune, în tăcere, atunci când Dumnezeu vorbește și să le performeze pe amândouă. Dar sunt multe exemple. Iată, Gregor Mendel era călugăr, nu? Până la urmă și Copernic a fost tare de mănăstire. Oamenii ăștia, atunci când se rugau în dialogul lor cu Dumnezeu, acolo nu intervenea niciun fel de demonstrație, niciun fel de formulă și așa mai departe. Mistica, pentru care am un imens respect, eu nici nu cred că se poate religie fără componentă mistică, și care înseamnă dialogul omului cu Dumnezeu. Unii duc la o scară superioară, mari duhovnici, sigur că chiar vorbesc cu Dumnezeu. Ceilalți, oamenii obișnuiți, omul religios obișnuit, încearcă. Unor reușește, de multe ori nu. Dar asta e ceva care ține de spiritualitate în mod exclusiv, încercarea asta de a vorbi cu Creatorul. Și după care Mendel se ducea și își observa culturile lui de mazăre și a stabilit cum se transmit caracterele. De aici a început genetica modernă, asta era știință pură. Da. Roger Bacon a fost, afară de faptul că era călugăr, cel care cumva e considerat poate părintele metodei experimentale moderne în sensul actual. El a întors experimentul tocmai ca să demonstreze că iată, așa este, dar asta n-avea nicio legătură cu rugăciunea pe care o făcea în biserică în momentele în care se ruga și cu dialogul lui cu Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite. Și numai în felul acesta și teologia și experiența religioasă și partea științifică sunt salvate, practic. Exact, exact. Da. După părerea mea, e singura manieră de a le salva pe amândouă, de a le putea practica cu succes, să spunem, pe amândouă, chiar la modul puțin prozaic exprimând lucrul ăsta, dar doar prin separarea lor le putem înțelege și ne pot fi de ajutor. Aici intervine o dificultate pentru persoanele care, să spunem, nu sunt foarte mult familiarizate cu textul religios al rugăciunii, al scripturii sau al scrierilor teologice, unde cuvintele parcă au altă formă, altă întrebuințare și pentru faptul că conceptul teologic în general nu este atât de strict, de riguros ca un concept științific care să fie foarte bine definit. Și există o savoare, există o poezie, există o metaforă care de fiecare dată are o acoperire dogmatică profundă,
Dar înțelesul nu poate fi precizat cu atât de mare ușurință cu, comparativ cu ceea ce facem atunci când definim un concept științific, de exemplu. Păi bun, asta pentru rigoarea științifică și dacă vrem să ajungem la rezultate, vorbeam de medicina contemporană, de marile ei cuceriri care sunt în folos oamenilor, sigur că acolo trebuie să rămânem în sfera științifică. În același timp, dacă vorbim despre folosul duhovnicesc, cuvintelor, Iisus la început a fost cuvântul, Iisus da. E cuvântul, este imens. Este imens pentru sufletul nostru, un cuvânt bine spus și articulat, predica în biserica preotului, impactul este uriaș în partea spirituală. În partea științifică, da, rămânem la experiment, rămânem la rezultate dovedite, știința a făcut progrese și face în continuare. Acum a apărut și inteligența artificială să ne ajute un pic în... progresele astea și revin la ideea anterioară. Dacă știm să le separăm, atunci putem profita maximal și de partea științifică și de rigoarea științifică, dar și de componenta spirituală de care omul are atâta nevoie. Există ceva care e comun în cele două, onestitatea și spiritul critic sau autocritic, sentimentul că noi nu putem cuprinde cu mintea tot ceea ce este de înțeles. Și asta cred că ne păstrează cumva și în protejați de pericolul de a merge prea departe, de a depăși totuși anumite limite în această pretenție de a înțelege noi foarte bine legătura clară între știință și religie. Poate că onestitatea ne-ar ajuta într-un fel să rămânem în conștiința faptului că noi nu avem totuși înțelegerea deplină vis-a-vis de ceea ce spuneați, taina care nu poate fi pătrunsă și explicată, îmi dă, de fapt, o anumită rezervă față de siguranța gândirii mele și de aici o anumită circumspecție că aș putea să transmit celorlalți acest spirit. Atenție, sunt lucruri pe care nu le putem înțelege. Nu vă grăbiți cu concluziile, pentru că am putea să simplificăm prea mult. Da, păi da, în știință gândiți-vă de când încearcă marii savanți să alcătuiască acea teorie a câmpului unificat, theory of everything, care să unifice totul. Și nu reușesc, nu? Invers, mă rog, și în viața spirituală, întâi că nu e ușor să ajungi la o elevație spirituală care să îți permită să spui că te-ai împlinit neapărat și sub toate aspectele, dacă ar fi să merg la o anumită extremă. Haideți să ne gândim la isihasm. În fond, conceptul de bază e că trebuie să te rogi permanent. Ceea ce poate fi impresionant într-un fel și pentru perfecționarea sufletului, să zic, poate fi benefic. Pe de altă parte, nu mai ai timp să faci nimic altceva. Ceea ce nu știi niciodată, în fond trebuie să încerci să urmezi căile lui Dumnezeu, cumva păstând un anumit echilibru între niște lucruri care ți se par că totuși, până la urmă, se întorc într-un folos duhovnicesc, deși țin de viața laică, și doar cei aleși pot să-și petreacă toată viața rugându-se și spunând permanent rugăciunea inimii, să spun. Deci, iarăși revin la separarea planurilor, amândouă au atracția lor și valoarea lor și semnificația lor și se completează unul pe celălalt cu condiția să știm să le separăm și să le păstrăm separat. În calitatea dumneavoastră de profesor în cadrul acestui program de masterat de medicină, științe medicale și spiritualitate creștină și viață sănătoasă, cum ați simțit dialogul cu studenții? E dificil să vorbiți despre medicină teologilor? E mai dificil să vorbiți despre teologie medicilor? Sau e dificil să vorbiți în mod excepțional de dialogul dintre medicină și teologie pentru un public divers? Da, vezi, tocmai asta, că publicul e divers și sunt studenți care vin din sfera teologiei și care evident că știu mult mai multă teologie decât mine, doar și poate sunt studenți care vin din zona medicinei sau a științelor biologice care sunt interesați de această componentă spirituală. În fond, eu nu pot să le dau decât ceea ce știu și ceea ce sunt și asta după mine e suficient dacă o fac cu bună credință și cu onestitate, cum a subliniat mai devreme, și fiecare alege ce crede că e lui de folos.
Însă, evident că lucrurile se schimbă de la an la an și cu cât aceste lucruri vor progresa, poate și modul meu personal de a înțelege misiunea pe care o am și tematica acestui curs se va schimba, poate și receptivitatea lor va suferi unele transformări. În orice caz, una peste alta e o experiență foarte interesantă. Dar așa, privind către amândouă, unde credeți că este mai greu să găsim receptivitate pentru cineva care, fiind în interiorul științelor medicale, conectat la toate descoperirile recente pe care medicina le face fără doar și poate, receptivitatea pentru experiența teologică și pentru Cuvântul lui Dumnezeu este provocatoare, sau pentru aceia care, stând în miezul vieții bisericii, ar trebui să devină receptivi către cercetarea medicală și către descoperirile de acolo? Pentru că ele cumva sunt diferite. Mă gândesc că pentru cei din teologie, dificultatea de a vedea splendoarea corpului omenesc și complexitatea lui ține de o povară conceptuală considerabilă. În partea cealaltă, teologia propune lucruri de necrezut pentru cineva care este strict încadrat în lumea științifică și de aici aproape o incapacitate de a le valoriza cum trebuie, să spun, cum se cuvine. Nu, acum, între cele două părți ale ființei umane, eu consider că acea componenta spirituală e cea superioară. Mă rog, și atunci religia, care cumva pleacă de la niște date reale, totdeauna a plecat, niciodată n-a ignorat știința. Dacă fi să fac o mică paranteză, poate că și atunci când l-a condamnat pe Galilei, e și pentru faptul că ținea cont de Ptolemeu, care era un savant și el nu era religios. Deci religia a ținut cont totdeauna și abstractizând și ridicând la un nivel superior toate astea, în plan spiritual, reprezintă, spune, poate bunul cel mai de preț pe care l-au oamenii ca să se desăvârșească spiritual. Deci n-a spune că cei care funcționează în sfera religioasă, începând cu marii duhovnici, dar ajungând la preoții de mir, au nevoie neapărat să se documenteze științific. Invers însă, omul de știință simte el însuși nevoia până la urmă să se desprindă de laboratorul în care își face experimentul și de ceea ce lucrează zilnic și să ajungă într-o zonă spirituală. Și aici viața în biserică, iarăși revin la o idee pe care am spus-o de multe ori, mi se pare obligatorie. E greu să obții asta acasă din lecturi numai și chiar rugându-te și încercând un dialog cu Dumnezeu, dar viața în biserică îți dă până la urmă o altă dimensiune a componentei spirituale de care vorbim. Ce ar trebui să facă cineva care, medic fiind, profesor fiind sau tânăr absolvent de medicină, cu o deschidere și cu o cultură medicală importantă, ce ar trebui să facă? Mă gândesc la niște măsuri de precauțiune, ca să nu greșească foarte mult, atunci când intră în interiorul acestei zone de experiență spirituală creștină, să abandoneze pentru un timp, să pună în paranteze niște întrebări obișnuite din sfera științei, un anumit tip de gândire, ca să nu intre în Sfânta Scriptură cu ochiul științific și să se deschidă către altceva, să vorbească mai puțin și să asculte ce îi se spune. Nu-mi dau seama cum ar trebui să se pregătească, să caute experiența eclezială a comunității de credință, să se roage, nu doar să citească. Deja ați spus ceva în zona aceasta. Mă gândesc că s-ar putea unii dintre studenții de la medicină, urmărind această emisiune și știindu-vă preocuparea pentru ambele domenii, și ați făcut-o într-un mod foarte atent, mă gândesc că ar putea câteva recomandări să le folosească pentru a scăpa de prejudecăți, că există unele prejudecăți de tipul religia e veche, minunile acestea sunt de fapt exagerări. Cam ce credeți că ar merita să fie luat în calcul de cei care, familiarizați cu zona medicală, și-ar propune această provocare de a se deschide către experiența religioasă?
Păi, eu cred că primul lucru care n-ar fi indicat ar fi să dau sfaturi. Eu cel puțin, poate, nu numai. Pentru că intrăm într-o zonă a rigorilor, a rigidității. Asta e frumos ce spuneți. Fiecare om trebuie lăsat să-și urmeze destinul, pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Minunat, și unii pot să facă mai mult în zona științifică și e bine să facă, e chiar foarte bine. Alții pot să facă mai mult în zona religioasă și unii, căutându-L pe Dumnezeu, pot să-L găsească mai ușor sau mai repede sau mai deplin. Alții nu, alții pot să-L caute multă vreme și să nu-l găsească. Deci destinul individual al fiecărui om nu poate fi încorsetat în niște rigori. Omul trebuie să-și urmeze liber și poate că aici revenind la religie, de ce a lăsat Dumnezeu liberul arbitru? Iată de ce. Pentru că fiecare trebuie să încerce să-L caute pe Dumnezeu și reușește sau nu să-L găsească în funcție de o anumită structură individuală, poate și de împrejurări, poate de felul în care știe să-și controleze anumite, mai ales să-și înfrâneze patimile și să încerce mereu să se perfecționeze spiritual. De singura recomandare pe care aș face-o este să descopere universul credinței și să încerce să-l înțeleagă și să-l urmeze atât cât îi permit fiecăruia puterile. Lectura are un rol aici? Are, pentru că fără un minimum de cunoștințe teologice e greu să fii creștin practicant. Deci și uneori astea nu sunt ușor de înțeles. Gândiți-vă numai câte concilii ecumenice au trebuit ținute de oameni extrem de calificați, să zic, până să se ajungă la dogma actuală și la înțelegerea, mai ales a Sfintei Treimi, la naturii duale a lui Isus și așa mai departe. Deci, astea nu sunt uneori ușor de înțeles pentru omul simplu, dar un efort de a le înțelege, după mine, trebuie făcut. I-ați simțit pe studenții de la masterat că cumva sunt preocupați de zona aceasta de dialog sau mai mult pe cei din zona științifică preocupați de teologie și cei din zona de teologie? Pe cei din zona de teologie preocupați de a integra, dacă vreți, componenta asta științifică. Vin deja cu o anumită viziune și o pregătire adecvată și înțelegerea acestei componente. În plus, aici vorbim de sănătate, nu vorbim numai de știință la modul general. Sănătatea e ceva special, până la urmă, pentru fiecare om. E una din priorități, dacă nu cea de întâi câteodată. Și atunci i-am simțit preocupat și de felul în care această componentă spirituală poate să ajute omul să se mențină sănătos și să-și redobândească sănătatea atunci când a pierdut-o. Mi se pare foarte, foarte important ce ați spus acum, pentru că una din ariile esențiale unde spiritualitatea are un cuvânt de spus și ar privi științele medicale în mod direct este chiar sănătatea. Da. Și vindecarea. Da. Am discutat mult la cursuri și unul din chirurgi, iată, am privilegiu să fac parte din această castă, a spus, eu l-am operat, Dumnezeu l-a vindecat. Deci medicul, până la urmă, tratează, dar între tratament și vindecare se interpune ceva pe care chiar medicii l-au definit ca fiind Dumnezeu. Dacă cineva v-ar provoca să luați în considerare placebo ca fiind o parte mai puțin înțeleasă, misterioasă a forței noastre, a credinței noastre personale de a concura, dacă nu cumva de a declanșa procese recuperatorii de vindecare în ultimă instanță, acest proces sau această realitate a placebo în științele medicale ține de dimensiunea aceasta a spiritului omenesc care se interpune în procesele biologice și face lucruri pe care în mod normal biologia nu le explică? Nu le explică. Deci aici zice că mai degrabă intrăm în sfera acelor lucruri pe care nu le știm. Fie că le spunem taine, putem să le spunem oricum. Și până la placebo, eu aș menționa ce se cheamă medicina alternativă.
Sigur că aici, din păcate, s-a strecurat și multă impostură și multă șarlatanie, dar sunt și lucruri veritabile. Deci eu am fost totdeauna, neapărat un adept, dar un susținător al ideii, pentru că oamenii ăștia de-a lungul secolului, că nu exista farmacologia modernă și, toate, și tehnologia din sala de operație de astăzi, au vindecat oameni. Și asta e un fel de experiență clinică. Absolut, și care nu poate fi negată. Toate aceste tipuri de medicină în care nu există explicație, nu există, dar există rezultat. Trebuie privite cu respect. Iar pentru că ați ajuns la placebo, da, se cunoaște acest lucru, e acceptat. Și procentele sunt destul de mari, nu? Atunci când se... Am văzut materiale medicale publicate în jurnale care jonglează cu 40%, 50%, uneori 60% pe zona placebo, sigur, depinde foarte mult de afecțiune. Da, e cam de... mult. Dacă ar fi să dau o explicație simplă, nu mi-o luați în nume de rău, e că până la urmă Dumnezeu s-a hotărât să-l vindece pe omul ăla și a fost puterea lui Dumnezeu care l-a vindecat. Despre asta e. Cumva e ceva ce arată că științele medicale, deși e de netăgăduit că au ajuns în foarte multe locuri cu o precizie extraordinară, au totuși zone pe care nu reușesc să le... Da, fără discuție, fără discuție. Da. Aici, pentru un creștin, e simplu. Deci ajungem la ce spunea Iisus lui Toma. Fii credincios, nu fi necredincios. Asta e. Și odihnește foarte mult această simplitate și ne ajută să ne concentrăm pe fiecare dintre cele două zone, fără să stăm cu obsesie pe legăturile dintre... Da, că trebuie neapărat să demonstrăm științific. Asta este. Domnule profesor, ne apropiem de finalul emisiunii. Mă gândesc să... Vă provoc pentru final la, eu știu, o trecere în revista 2-3 titluri de carte semnificativă în care dumneavoastră v-ați regăsit având această temă a dialogului dintre teologie și știință sau autori din zona de spiritualitate creștină care v-au dat așa un impuls, un imbold, o deschidere mai mare către spiritualitatea creștină, mă gândesc că ar putea fi recomandări foarte bune pentru cei care ne ascultă din zona medicală pentru o deschidere către spiritualitatea creștină și poate și invers pentru cei care, fiind teologi sau interesați de viața creștină, un titlu sau două lucrări care ne deschid pe noi creștini către realizările științei, arătându-ne oameni, figuri importante din lumea științifică care au arătat potențialul extraordinar al vieții spirituale. Câteva din cărțile care v-au format această gândire echilibrată, mi se pare că ar fi, cred că ar fi de folos. Da, aici m-ați luat puțin pe nepregătite, pentru că nu mi-aduc aminte autorii, dar prima carte pe care aș recomanda-o este o lucrare în limba franceză, care nu cred că s-a tradus încă în românește, se numește Dieu, la science, le preuve, și care merge mai mult în ideea de a demonstra existența lui Dumnezeu, câteodată aproape până excludere, cum vă zic, iată, de exemplu, dacă vorbim de creațiune, una din dovezi între cea mai complexă moleculă anorganică și cea mai simplă moleculă organică e o prăpastie atât de mare încât evoluția nu explică nimic aici. E exclus să fie o problemă de evoluție. Dar sunt multe acolo și, repet cu scuze că nu mi-aduc aminte numele autorilor, această carte mi se pare de referință în ce privește legătura între știință și religie. După care mai sunt multe, inclusiv în România au scris unii, Solomon Marcus are câteva în paradigmele universale, are, și el le numește paradigme cuplate, știință și religie. Și explică foarte frumos legătura și viziunea actuală și faptul că nu mai există acel antagonism caracteristic, mai ales secolului XIX. Nu am acum în minte o bibliografie completă, poate cu altă ocazie, pentru că am citit destul de mult pe tema asta, dar... Vă este greu să extrageți, să faceți... Nu, mi-e greu să le clasific an de apariție, nume de autor, editură în care au apărut și așa mai departe, dar sunt destule lucruri. Poate facem o emisiune în care să discutăm despre câteva din marile cărți care ar putea să apropie medicina de teologie pentru cei care sunt în zona teologică și medicală cu recomandări de lectură.
Da, fără discuție. Ar putea fi o discuție interesantă la care mi-aș permite să vin ceva mai pregătit. Da, eventual chiar și cu câteva cărți aici în studio. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cred că am zugrăvit pentru telespectatorii noștri ceea ce ați spus de câteva ori, și anume faptul că trebuie să evităm între religie și știință și în particular între medicină și teologie și antagonismul, dar și această sinteză, și că ele trebuie să rămână distincte ca sfere de experiență și de cunoaștere, și de fapt erudiția noastră sufletească și intelectuală ar fi dată de ușurința cu care facem distincția și trecem de la una la alta după caz și nu neapărat din a le prezenta ca fiind... Așa încât să ne fie de folos amândouă, știți? Asta e ideea. Da. Și să fie de folos și celorlalți, da. Mulțumesc foarte mult pentru participare și sperăm, stimați telespectatori, că v-am trezit interesul pentru a căuta mai mult, a citi mai mult în zona aceasta și a păstra această atenție pentru fiecare din cele două arii, cu onestitate și cu grijă pentru specificul lor. Aceasta a fost emisiunea Lumina Celui Nevăzut. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. La revedere!